Tragedia s-a produs dimineață la limita dintre județele Sibiu și Vâlcea. Cei doi soți și copilul lor plecaseră din județul Alba și erau în drum spre mare. Urmau să-și petreacă vacanța împreună cu altă familie care se afla într-o altă mașină în fața lor. După ce au parcurs 100 de kilometri, s-a produs nenorocirea. Mașina a ajuns pe contrasens și a intrat în plin într-un tir. Impactul a fost devastator. Atât bărbatul de 34 de ani, soția lui de 31 de ani, cât și fiul lor de 1 an și 3 luni au murit pe loc. Sosite la fața locului, echipajele medicale și operative au identificat 3 persoane, 2 adulți și un copil, încarcerate, care prezentau leziuni incompatibile cu viața. Se pare că bărbatul a încercat să facă o depășire riscantă ca să-i ajungă din urmă pe prietenii lor. În plus, pe Valea Oltului se fac lucrări de modernizare, ceea ce pune la grea încercare răbdarea șoferilor. Majoritatea șoferilor își cam pierd răbdarea, să fim sinceri. Avem solicitări, să nu zic zilnice, dar la 2-3 zile avem solicitări pe evenimente rutiere. E foarte, foarte aglomerată, se circulă greu, mai ales acum, august, septembrie, concediile, toată lumea e stresată, să meargă, să ajungă. În comuna Săliște, județul Alba, vestea morții celor 3 membri ai familiei a lovit ca un trăsnet. Toată lumea este în stare de șoc. Ieri am văzut pe Adriana la biserică cu copilul la împărtășanie. Am discutat cu Radu vineri la telefon și spunea că pleacă la mare. Și acum se ridică pe asta. Da. Tineri și familie, acolo e durerea cea mai mare. Nu cred că e cineva din sat să nu fie șocat. Zona unde s-a petrecut tragedia este cunoscută drept una dintre cele mai periculoase pentru șoferi. Accidentul este unul dintre cele mai grave petrecute în acest an pe Valea Oltului.